Șomajul, care în județul Buzău este la un nivel foarte ridicat, are cauze multiple. Oamenii nu au de lucru nu neapărat pentru că nu vor să muncească sau că nu ar fi locuri de muncă, ci și din cauza faptului că pregătirea nu corespunde cu cererea de pe piață. Specialiștii vorbesc despre șomajul structural. La Buzău, în mediul economic, sunt generate locuri de muncă în industria grea, domeniul în care nu preexistă persoane calificate. Șomajul structural poate fi combătut doar prin cursuri de calificare în meseriile cerute pe piața muncii. Nevoia de angajare, când spun nevoia de angajare, înseamnă structurile profesionale pe care angajatorul le cer, nu mai corespund cu pregătirea personalului care este pe piața forței de muncă, a persoanelor care sunt libere de un contract în șomaj, mai direct spus. Însă școlilor le revine în primul rând sarcina să formeze tinerii pentru întâlnirea cu angajatorii. Trebuie pus accentul foarte, foarte mult pe dezvoltarea învățământului profesional, a unor structuri de pregătire profesionale lucrative, practice, pentru că așa, în general, toată lumea, terminând licee teoretice, știm foarte mult, dar în momentul, între ghilimele, la momentul în care iei contact cu angajatorul, îți dai seama că de fapt nu știi nimic. Șomerii pot apela și la programele de formare profesională organizate de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Cursurile sunt orientate, în general, către zona prestării de servicii, un domeniu ofertant, de altfel, având în vedere că sunt pregătiți lucrători comerciali, iar la Buzău s-au deschis și se vor deschide o mulțime de supermarket. Редактор